Bun găsit tuturor! Numele meu este Cosmina Costea, realizator al emisiunii Sănătate prin Educație din cadrul televiziunii online Grupul Iubim Brașovul și astăzi vom vorbi despre problemele psihiatrice la copii. Îl avem ca invitat astăzi pe domnul dr. Radu Center, psihiatru de copii și adolescenți. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi că ne-ați onorat cu prezența. V-am pregătit câteva întrebări pentru că suntem convinși că sunt foarte mulți părinți care vor să afle răspunsuri pe această temă. Dar înainte de toate aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Cine sunteți și care este specializarea dumneavoastră? Sigur! Mă numesc Radu Center, sunt medic specialist în psihiatrie pediatrică. Asta înseamnă că mă ocup cu copii cu probleme psihiatrice între 0 și 18 ani. Am făcut facultatea în Cluj-Napoca, am făcut pregătirea, adică rezidențiatul în Cluj-Napoca și în Franța și din ianuarie am început să lucrez în Brașov, în cadrul Policlinicii Hiperdia. Ce înseamnă psihiatria pediatrică? Recunosc că nici eu nu sunt informată pe această temă și cred că toată lumea e curioasă să afle. Da, psihiatria pediatrică este partea medicinei care se ocupă cu evaluarea, diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul pacienților cu probleme psihiatrice care au sub 18 ani, adică copii și adolescenți. Am înțeles. Care ar fi primele simptome de la care părinții ar trebui să-și facă probleme și să vină cu copiii la medic? Pentru că ne-a spus că de la 0 ani, de la vârsta asta atât de fragedă, ce simptome ar putea să apară? Sigur, părinții sunt cei mai în măsură să vadă anumite schimbări la copilul lor care să le pună niște semne de întrebare și poate să caute mai multe răspunsuri la specialiști. De obicei, părinții care au copii, au doi copii sau trei copii, s-ar putea să vadă la cel de-al doilea, cel de-al treilea, că nu se dezvoltă în același ritm ca și primul copil, că nu atinge bornele pe care ar trebui să le atingă. De obicei, părinții observă bornele principale, cum ar fi vârsta la care începe să meargă, vârsta la care începe să vorbească. Dacă există întârzieri în lucrurile acestea, apar mai târziu sau apar diferit față de cum apar la alți copii, atunci ar trebui să caute sfatul unui specialist, cu siguranță. Și deja am ajuns și la următoarea întrebare, care are legătură cu ce v-am întrebat mai devreme. Care sunt copiii ce beneficiază de consult pediatric? De consult de psihiatrie pediatrică pot să beneficieze mulți copii în multe situații. Sigur, există unele situații evidente în care e nevoie de ajutorul unui medic de psihiatrie pediatrică. Situațiile ca rănirea intenționată pe care și-o provoacă copiii sau adolescenții, atunci când ei au gânduri despre suicid, consumul de alcool, droguri, scăpat de sub control. Astea sunt evident semne de alarmă pe care un părinte le observă și pentru care ar trebui să ceară ajutorul unui specialist. În același timp există schimbări mai discrete, schimbări care pot fi interpretate în mai multe feluri, dar de obicei, părinții care vin la cabinet observă niște schimbări în comportamentul copilului. Că este vorba de scăderea notelor la școală sau de conflicte tot mai frecvente pe care le au la școală cu colegii sau cu profesorii chiar, dar și în viața de acasă. Conflicte cu părinții, certuri mai dese, agresivitate față de cei din jur, față de ei înșiși sau lucruri chiar și mai subtile. Faptul că adolescentul sau copilul se retrage mai mult, plânge mai mult, nu mai interacționează la fel de mult cu părinții sau cu prietenii lui, doarme mai prost, nu mănâncă la fel de bine, refuză mâncarea, nu se joacă cu prietenii, cu ceilalți copii. Astea sunt semne că unele lucruri nu merg bine în viața copilului. Și practic asta e important să identifice părinții, să vadă când copilul nu se mai descurcă așa cum se descurca înainte. Și atunci cu siguranță o consultație, un interviu, o discuție cu un medic de psihiatrie pediatrică poate să le răspundă la unele întrebări. Sunt și părinți care, spre exemplu, se află într-o perioadă de negare și atunci refuză să-și ducă copilul la un consult? Cu siguranță există și astfel de cazuri și psihiatria pediatrică, în general psihiatria în România, are o reputație mai puțin fastă. Din cauza că lumea nu e obișnuită să vorbească despre altfel de lucruri, lumea în general.
Dar să știți că în ultima vreme am observat că lumea începe tot mai mult să ceară ajutorul specialiștilor și asta și trebuie să se întâmple. Când ai o problemă pe care nu o poți rezolva, trebuie să mergi mai departe și să ceri ajutorul unui specialist. Când un medic, de fapt nu neapărat medicul, sau poate da, medicul este în măsură să diferențieze o problemă psihologică de una psihiatrică. Care este diferența aceea fină? Că mă gândesc că e una destul de fină, așa, nu? E de finețe, trebuie să-ți dai seama doar ca și cadru medical. Putem să pornim de la definiția unui psihiatru și definiția unui psiholog. Practic, psihiatrul este un medic care se ocupă de problemele psihiatrice și psihologul este și el implicat în partea de ajutor a pacienților cu probleme psihiatrice, dar el se ocupă de partea de psihoterapie, adică de partea de ședințe, de terapie, unul la unul sau un grup, depinde, care să-i ajute pe pacient să dezvolte niște metode prin care să-și depășească dificultățile prin care trec. În schimb, medicul psihiatru este cel care poate să elibereze și medicație. Oricum, psihiatru și psihologul lucrează împreună și sunt o echipă și abordarea trebuie să fie într-o echipă, adică trebuie să toți să își pună inputul și să-l ajute pe copil. Nu cred că trebuie făcut așa de mare o diferențiere între probleme psihiatrice și probleme psihologice. Până la urmă, dacă există dificultăți, pacientul trebuie să se prezinte unui specialist care mai departe îl va îndruma, că e nevoie de psihiatru, că e nevoie de psiholog. Da, aici vreau să ajung. Cine este în măsură să îl trimite către o specializare anume, medicul de familie? Medicul de familie de obicei este cel mai apropiat de cel mai apropiat medic de viața de familie și atunci el poate să îi îndrume pe părinți către medicul de psihiatrie pediatrică. Dar în același timp, dacă părinții doresc, pot să vină și direct către medicul de psihiatrie pediatrică. Am înțeles. Ce probleme psihiatrice sunt mai des întâlnite la copii? Este o întrebare la care e foarte dificil de răspuns și mai ales e dificil de răspuns în România, pentru că statisticile nu pot fi foarte aproape de adevăr, având în vedere că încă în România patologia psihiatrică la copii este subdiagnosticată și lumea nu se prezintă neapărat așa cum ar trebui de des la cabinetul medicului de psihiatrie pediatrică. Organizația Mondială a Sănătății consideră că undeva până la 20% din copii până la 18 ani, adică din copii, au probleme psihiatrice care îi împiedică să performeze la potențialul lor maxim. Ne puteți da câteva exemple? Da, sigur. Cei de la Salvați Copii au făcut o statistică interesantă și au aplicat acest 20% la populația de copii a României, care e undeva pe la 4 milioane de copii. Asta însemna că am avea în jur de 800.000 de copii care ar beneficia de ajutorul, ar putea să beneficieze de ajutorul unui psihiatru sau unui psiholog. Cel mai des întâlnite sunt problemele de anxietate, tulburările anxioase, undeva la 13%. Apoi avem problemele destul de comune, cum ar fi ADHD-ul, și apoi avem probleme mai puțin comune, cum ar fi depresia clinică, cum ar fi problemele mai cronice, schizofrenia, tulburarea bipolară, autismul, care sunt în procente mult mai mici, dar sunt și ele prezente. Am înțeles. Cum se desfășoară un consult psihiatric la dumneavoastră în cabinet, spre exemplu? În principiu, un consult psihiatric e ceva de care lumii n-ar trebui să-i fie teamă, pentru că până la urmă e doar o discuție pe care o au cu medicul specialist. De obicei, în prima consultație îmi place să am ambii părinți prezenți, evident, alături de copil, care este personajul principal în cadrul consultului. Și discutăm împreună despre ce se întâmplă în viața copilului, despre cum este viața de familie, lucrurile care s-au întâmplat până la acest moment în viața copilului și discutăm împreună strategii despre cum am putea să îmbunătățim calitatea vieții copilului și familiei în general. Pe lângă asta se mai pot folosi chestionare, se mai pot folosi teste de acest gen în psihiatrie. Am înțeles. Ați putea să vă dați seama de un potențial diagnostic doar din comportamentul copilului în cabinetul dumneavoastră?
Sigur, putem să mergem într-o anumită direcție prin observația copilului în timpul consultației, dar nu ar fi corect să nu ascultăm și ceea ce au de spus părinții. Câteodată ne ajută foarte mult să auzim și ceea ce au de spus bunicii sau cei care au grijă de copil în afară de părinți, dar și felul în care el se comportă la școală, la grădiniță. De aceea câteodată cerem și părerea învățătorilor, educatorilor, profesorilor, pentru că pe copil trebuie să-l vedem global, nu trebuie să-l vedem doar acea oră în cabinetul de psihiatrie pediatrică, pentru că nu este corect. Trebuie să-l vedem în general. Cum se manifestă și în alte medii. Exact. Am înțeles. Poate un diagnostic psihiatric să schimbe viața unui pacient, a unui copil? Sigur. Sau mai mult a părinților? Da, asta e o întrebare interesantă. Trebuie să pornim de la ideea că orice problemă de sănătate trebuie cunoscută și trebuie tratată. Doar așa putem să depășim problemele pe și care acceptată. Le și acceptată. Că sunt foarte mulți care nu acceptă. Categoric. Uh-huh. Și eu consider că nu diagnosticul este cel care pune piedici copilului sau familiei, ci boala în sine, neajunsurile pe care le provoacă boala. Așa că atât timp cât... Și lipsa de informare, cred. Și lipsa de informare, cu siguranță. Atât timp cât nu acceptăm problema pe care o avem, atât timp cât nu luăm măsuri ca să remediem situația care există, categoric vor fi piedici. Așa că cel mai corect este să apelăm la ajutor atunci când e nevoie de acesta. Oricum, pacienții și familia lor beneficiază de confidențialitatea datelor medicale. Asta înseamnă că ei, când vin într-un cabinet de psihiatrie pediatrică, tot ce spun rămâne acolo și între cei care participă la procesul terapeutic pe mai departe. Este adevărat că toți pacienții psihiatrici au nevoie de medicamente sau se poate rezolva prin psihoterapie, cum ne spuneați mai devreme? Asta depinde foarte mult de copil și depinde foarte mult de situația în care se află. Într-adevăr, medicația este o resursă importantă și este o resursă utilă pentru unii dintre pacienți. Dar în același timp există și probleme psihiatrice care nu sunt atât de severe, care nu impactează copilul atât de tare și care pot fi rezolvate și prin alte metode. În psihiatrie folosim psihoterapia, adică ședințele cu un psiholog, un psihoterapeut, dar folosim și schimbări ale stilului de parenting, dacă ni se pare că lucrurile nu sunt în regulă în relația cu părinții. Practic e importantă și educarea părinților. Categoric. Părinții trebuie să fie principalul sprijin pentru copil în cadrul procesului de recuperare. Și oricum tehnicile pe care ei le observă la psihoterapeut sau care li se sugerează de către psihiatru trebuie să fie aplicate și acasă, pentru că până la urmă acolo petrece copilul cel mai mult timp. Am înțeles. În ultima perioadă auzim foarte des de autism și aș vrea să punctăm puțin treaba asta. Cât de gravă este această boală? Autismul, sau mai degrabă tulburarea de spectru autist, este o problemă neurodevelopmentală care, într-adevăr, apare mai des în discuții decât alte probleme. Există grade de severitate, la fel ca orice altă problemă de sănătate. În principiu, la autism vorbim despre copii care au o interacțiune socială mai particulară, mai deficitară. Avem parte de copii care nu reușesc să se exprime așa cum ar trebui și avem parte de copii care prezintă unele stereotipii, unele mișcări repetitive pe care părinții nu le înțeleg, care nu au legătură cu contextul în care se întâmplă. Așa că sunt lucruri destul de evidente pentru un părinte. Severitatea acestei boli depinde foarte mult, de foarte multe aspecte. Depinde de potențialul copilului din start, depinde de familie, dacă este implicată în recuperare, dacă observă, dacă cere ajutorul unui medic psihiatru, dacă este implicată în procesul de recuperare a copilului. Sigur, depinde foarte mult și de resursele pe care le are copilul, în sensul dacă există un centru de recuperare cu psihoterapeuți dedicați care să se ocupe de recuperarea acestui copil. Și asta contează foarte mult. Contează ca acel copil să fie implicat în acest proces de recuperare cât mai rapid și astfel să
să reușească să treacă peste neajunsurile care sunt provocate de această boală. Am înțeles. Poate influența alimentația în, nu știu, agravarea bolii? Și aici vorbesc de autism? Sau nu are nicio legătură? Există unele teorii care spun că ar fi o legătură între nutriție și autism, dar din păcate nu există studii concludente pe această temă. Astfel, există multe lucruri care s-au încercat de-a lungul timpului și lumea și-a dorit ca aceste lucruri să fie adevărate, ca să descoperim un răspuns. Dar din păcate trebuie să ne bazăm pe date, trebuie să ne bazăm pe lucruri concrete și datele, studiile făcute internațional nu au arătat o legătură directă între nutriție și prezența autismului sau severitatea lui. Și ca să pun o întrebare mai plastică, autismul se vindecă sau doar se ameliorează în timp? E greu de dat un răspuns aici. În principiu, ce trebuie să urmărim este să obținem maximul pe care îl poate atinge acel copil prin procesul nostru de recuperare. Autismul, ca alte patologii psihiatrice, sunt lucruri care în principiu nu se vindecă, dar sunt lucruri care se ameliorează și în orice caz sunt lucruri care pot fi abordate. Adică sunt toate șansele să se integreze în societate, să ducă o viață aproape normală. Există șanse pentru orice copil care este diagnosticat cu autism. Cum am spus și înainte, depinde de foarte mulți factori. Până la ce nivel reușește acel copil să ajungă. Dar în orice caz, noi suntem datori să ajutăm orice copil cu orice severitate și cu orice boală care se prezintă și să-și atingă potențialul lui maxim. Medicamentele psihiatrice dau dependență? Asta e o întrebare pe care o aud destul de des la cabinet. Mă gândesc că sunt părinți care nu vor să le dea copiilor pe viață Categoric. Medicamente sau să simtă nevoia să stea pe pastile. Și e foarte bine pe undeva că părinții își pun întrebări în legătură cu medicația și sunt preocupați de acest lucru, pentru că asta ne arată că sunt implicați în procesul de recuperare al copilului. Medicația care se folosește la copii este aprobată de către foruri europene și internaționale, care în urma studiilor efectuate și-au dat seama că efectele adverse pe care le dau aceste medicamente nu sunt atât de mari încât să le interzică către populația de copii și adolescenți. Așa că toate medicamentele cu care lucrăm, ele sunt cunoscute, ele au mai fost administrate copiilor de-a lungul timpului și știm exact la ce să ne așteptăm. Sigur, există unele medicamente care au risc de a da adicție, dar de obicei ele nu se folosesc în patologia copilului și adolescentului. Avem, de exemplu, medicația cu benzodiazepine, care are într-adevăr un potențial de adicție înalt, dar care la copii se folosește ca linia a doua sau ca adjuvant sau ca tratament de scurtă durată. Deci și medicii psihiatri sunt conștienți că o adicție este un lucru extrem de important și un lucru extrem de grav ar fi pentru un copil să dezvolte așa ceva. Și atunci se feresc de genul de medicamente care ar putea să cauzeze așa ceva. Oricum, noi încercăm să rezolvăm o problemă. Nu dorim să adăugăm încă o problemă peste ceea ce există deja. Părinții care vin și cărora se propune un tratament medicamentos o să afle întotdeauna informații despre medicație, despre cât timp va fi administrată, efectele adverse care pot să apară, cum să reacționeze dacă astfel de reacții adverse apar. Deci ei sunt pregătiți pentru această abordare. Să știe la abordare. Ce să se aștepte. Sigur că da, și medicul psihiatru o să rămână tot timpul deschis pentru reevaluare, pentru a discuta în continuare calea pe care o să meargă copilul și să schimbăm lucrurile dacă cumva nu merge cum ne-am așteptat. Înțeleg că bolile psihiatrice cumva sunt ca bolile cronice. Odată ce ai început un tratament medicamentos, cumva îl iei toată viața sau doar până se ameliorează niște simptome?
cum stau lucrurile aici? Nu este chiar așa. Nu toate problemele psihiatrice sunt probleme cronice. Sigur, majoritatea lumii când se gândește la probleme psihiatrice, se gândește la probleme psihiatrice cronice care durează, cum am spus, mult timp, cum ar fi schizofrenia, tulburarea bipolară. Într-adevăr, acestea sunt lucruri care au un impact mare asupra pacientului și care durează un timp îndelungat. În același timp, există și alte probleme psihiatrice care nu sunt neapărat de lungă durată, cum ar fi episoadele depresive, care de aceea se numesc episoade, pentru că au un început și au un final. Tulburările de anxietate, ADHD-ul, sunt lucruri care pot fi ținute în frâu, lucruri pentru care avem răspunsuri și în care progresele sunt spectaculoase. Așa că nu toate problemele psihiatrice trebuie privite ca o problemă de sănătate care o să dureze toată viața. Episoadele de depresie pot fi recurente? Adică odată ce ai avut la un moment dat depresie, poți să mai ai episoade după o perioadă de, nu știu, luni, ani? Categoric, persoanele care au făcut un episod de tulburare depresivă sunt mai la risc să facă și pe mai departe o tulburare depresivă, mai la risc decât persoane care nu au făcut niciodată un episod de depresie. Dar în același timp, soluție există. Depresia e una dintre cele mai studiate boli și una dintre cele mai prezente boli, din păcate, la populația adultă, dar și la copii și la adolescenți. Avem partea de psihoterapie foarte bine dezvoltată pe partea de depresie, avem partea de medicamentație care la fel e bine cunoscută și știm efectele pe care le poate avea, efectele benefice pe care le poate avea. Deci e un lucru care poate fi abordat și un lucru care cu siguranță poate fi ameliorat. Din ceea ce ați văzut dumneavoastră, care este cea mai întâlnită cauză ce produce depresia la copii? Acum, asta e complicat de zis, pentru că nu toate reacțiile depresive pe care le au copiii pot fi legate de un eveniment anume. Adică nu e neapărat o legătură directă între un eveniment traumatic și o tulburare depresivă. Lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Sigur, problemele copiilor pot să înceapă de la faptul că acasă există probleme între părinți, probleme cu cei din jur, cu cei persoanele care îngrijesc. Apoi mai există un șoc mare atunci când merg la școală, când se schimbă lucrurile pentru ei, când există un mediu mult mai strict, există alți copii care sunt în clasă cu ei sau nu, care pot să fie răutăcioși față de ei, care pot să există, sigur, toată lumea a auzit de bullying. Apoi vine perioada de adolescență în care se fac niște schimbări majore în viața copilului și în care apar de obicei conflicte mai mari între ei și părinți. Apare și consumul de alcool, apare și consumul de droguri care pot să îi pună mai la risc de a dezvolta probleme psihiatrice. Deci e greu de spus care e cel mai comun scenariu, pentru că depinde foarte mult de vârsta copilului sau adolescentului și depinde foarte mult de mediul în care el crește. Am înțeles. Și acum o să revin cu aceeași întrebare, dar generalizăm. Se vindecă bolile psihiatrice? După cum am spus, e o întrebare la care e foarte dificil de răspuns. Există unele probleme psihiatrice care se rezolvă. V-am dat exemplu tulburării depresive, episodului depresiv. Pot să vă dau exemplu anxietăților, de exemplu fobiile specifice care sunt cele mai cunoscute, frica de păianjeni, frica de aglomerație, lucruri de genul acesta. Sunt lucruri care în terapie se pot rezolva, sigur că da. Deci există probleme. Sunt anumite probleme care se pot vindeca. Oricum, toate problemele psihiatrice trebuie abordate și trebuie tratate. Cât mai repede, cu atât mai bine, cu siguranță. La noi am observat oricum că o problemă foarte des întâlnită este stigmatizarea și bullying-ul de care spuneați mai devreme. Și atunci cumva părinților le e frică să vină cu copilul, să-i se pună diagnostica, nu cumva să fie arătat cu degetul sau lumea să spună ceva urât. Sau, nu știu, mă gândesc că și asta e o problemă pentru care, așa cum ziceam mai devreme, nu-și aduc copilul la cabinet. Cu siguranță, stigma în psihiatrie e o problemă peste tot, nu doar la noi. Cu atât mai mult în psihiatria pediatrică. În același timp, trebuie să vedem lucrurile puțin altfel. Dacă un copil ar avea diabet sau hipertensiune arterială, el ar avea nevoie de tratament.
La fel, dacă are o tulburare psihiatrică, el are nevoie de ajutor. Cum am spus, în România, ca peste tot, ei beneficiază de confidențialitate. Asta înseamnă că atunci când ajung în cabinet, se închide ușa și lucrurile care se discută rămân acolo. Sigur, părinților le este frică ca altă lume să afle de lucrul acesta și de aceea trebuie să lucrăm și să discutăm cât mai mult, la fel ca în emisiunea asta, despre problemele psihiatrice, ca să arătăm că lucrurile sunt prezente, lucrurile sunt reale, că nu există o vină neapărat a cuiva că aceste probleme apar și cu cât vorbim mai mult, cu atât reticența oamenilor o să scadă și o să scadă stigma asociată cu problemele psihiatrice. Ați observat să existe o problemă în integrarea copiilor în societate, a celor care au probleme psihiatrice? Există o reticență în a-i, nu știu, în a-i primi în anumite școli colective? Sigur, de-a lungul timpului am avut parte și de exemple pozitive și de exemple negative. Există multe școli care reușesc să integreze, de exemplu, copiii care au ADHD, copiii care au anumite întârzieri în dezvoltare, care reușesc să se integreze bine. Dar asta pentru că există oameni dedicați acolo, oameni care se implică de la început, care le explică celorlalți copii despre ce e vorba și știu cum să lucreze cu astfel de copii într-o comunitate. În același timp am văzut și exemple negative în care unii copii au fost excluși din anumite activități, tocmai pentru că e mai dificil să lucrez cu ei și mai ales să... În școlile unde avem clase mari, clase de 30, chiar peste 30 de copii, care e foarte mult. Și atunci presiunea suplimentară pe un învățător să-i acorde o atenție mai deosebită și unui copil care are cerințe speciale s-ar putea să fie prea mult pentru unii. Credeți că ar fi imperios necesar, măcar în anumite școli, să se formeze clase speciale, astfel încât părinții să nu mai întâmpine probleme de genul acesta? Nu cred că ar trebui clase speciale pentru copii cu probleme psihiatrice. Nu, copiii cu probleme psihiatrice trebuie integrați în comunitate. Okay. Asta înseamnă că ei trebuie să fie într-o clasă ca oricare alta. Dar, evident, dacă avem o clasă de 35 de copii sau o clasă de 15 copii, lucrurile o să fie diferite. Adică încerc să văd lucrurile și din partea cealaltă baricade, a profesorilor sau a învățătorilor, cărora cred că le-ar fi un pic mai greu cu foarte mulți elevi și care, nu știu, printre care să mai fie și copii cu probleme psihiatrice. Cu siguranță. Avem copii cu probleme psihiatrice grave, cum ar fi întârzierea mentală severă, care nu pot să se integreze într-o clasă la o școală normală și atunci ei au un program de pregătire separat. În același timp avem copii, cum am spus, cu ADHD, care pot foarte bine să performeze într-o școală generală, într-o școală de masă. Dar există unele tehnici care ar putea să fie de ajutor și lucrurile acestea se schimbă și ele trebuie să se schimbe și lumea trebuie să înțeleagă că ăsta este pasul pe care trebuie să-l facem. Să ajutăm de mici copii cu integrarea, pentru ca mai apoi să avem ca adult să se poată integra și exact, să le fie cu atât mai ușor ca adult să performeze în lumea înconjurătoare. Unde vă pot găsi părinții? Părinții mă pot găsi în fiecare zi la Policlinica Hiperdia, pe strada Nicolae Titulescu numărul 2. Pot să vină cu bilet de trimitere de la medicul de familie, astfel consultația este gratuită și să nu le fie frică să pună întrebări, să nu le fie frică să vină cu copilul lor și să ceară ajutor atunci când este nevoie. Eu sunt disponibil pentru ei, am început în ianuarie și îi aștept cu mare drag. Vă dorim mult succes! Mulțumesc! Și acum o întrebare surpriză. Așa. De ce iubim Brașovul? Eu m-am mutat în Brașov destul de recent. M-am mutat în Brașov după ce am locuit multă vreme în Cluj și am simțit nevoia de o schimbare și am știut că Brașovul e un oraș deosebit și într-adevăr acum am ajuns și înțeleg de ce. Îmi place viața în Brașov și privesc cu încredere pe mai departe că lucrurile o să fie și mai bine aici.
Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați onorat cu prezența și că ne-ați răspuns la tăvălugul acesta de răspunsuri. Sper că am făcut cumva lumină printre părinții care erau curioși să afle mai multe informații despre problemele psihiatrice la copilași și la adolescenți deopotrivă. Să aveți o zi minunată ca voi și să ne revedem cu bine la următoarea emisiune. La revedere!